Tu Căzâdar, te-ai luat după Hymen. Salomă șacalilor, mă. Mi s-a întâmplat să fie 23 de grade afară și voi să răciți? Ei bine, mie da. Nu știu cum, ieri pocneam de cald și azi m-am trezit răcit. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Sunt un specimen mai rar, asta e adevărat. Dacă cumva nu v-ați dat seama din titlu, astăzi o să facem comentarii urâte. Bă, cei drept nu sunt prea hituit, dar totuși am găsit câteva comentarii care reschițează așa un zâmbet, îmi îmbujorează așa obraj. Am zis că dacă pe mine mă fac să zâmbesc, trebuie să vă facă și pe voi. Mea, tu și Hymen ați făcut același videoclip în aceeași zi. Dubios, nu? Ești prost, ești prost, ești prost, săracul de frate. Ești prost de bubui. Ce prost ești. I have ești prost. Bă, asta e cea mai tare. I have ești prost. Eu am ești prost. Asta merită aplauze, frate, e cea mai tare. Ce prostănac și fraier. Da, într-adevăr. Mersi, mașină de gunoi, super. Prostule, date, ești prost și fraier și tu ai pe mâta și dar cu ce am greșit așa? Nu înțeleg. Era mata, nu mă, dar e mata. Ah, credeam că ești de mama, mă, dar ești de fapt una mata. Ce zici, mă, pe mata? Nu știu, abar n-am. Nu merg la mata. Băi, eu cred că e bine dacă nu mergi la mama, adică nici eu nu cred că are așa o dorință profundă care, nu știu, să facă să te vadă, nu știu, nu mă bag. Ești handicapat, sugi b***a. Pe asta chiar mi-a zis-o, n-am ce să spun. Sugi b***a. Ce fraier ești să-mi bag b***a, da. Tu nu înțeleg ce am făcut, dar mă rog, e bine, e... Bag cioaca în tine. Bă, îmi place că băieții o țin pe de-astea clasă, știi, cu directe. N-am văzut și acolo una cu o metaforă, ceva gen să-mi giugiulești bărzoiul, plantez castraveți cu popom în Spania. Nu, e de-asta simplu, e... Ești prost. Ești prost și rău cu el. Bă, dar e un prank, mă, totuși, adică îți prost, dar... Unde mai era prank-ul, adică... Ești nesimțit și prost și uite are 23 de like-uri la... Bă, ăsta sigur are dreptate, dacă are și like-uri la cum ăsta sigur are dreptate. Ești foarte prost, chiar aș vrea ca frate tu să-ți șteargă canalul, că ești prost. O ață de pe Switch costă 10 lei plus transport este 20 de lei. Băi, nu mai pot, mă, nu mai... 30 de lei, mă? Nu cred. Băi, eu am crezut că e 20 de lei, mă, dar 30 de lei? No. Atunci chiar sunt prost, într-adevăr, nu? Bă, nu mă așteptam, chiar îmi pare rău, jur. Cel mai urât copil. Asta e. Ce glume proaste de țărani needucați. Bă, chiar are dreptate, adică sunt țărani needucați, ce să mai... Paradoxul face că stau în ora, dar sunt țărani needucați. E... Tu sună, Alexia, bravo, ești tun, ești forță de asta. Ești educată, cum se spune, nu? Mă piși pe kendamaua voastră. Ce găsiți special la un băl și o mingie de lemn căcat de joc? Asta m-a depășit profund. Sunt mai întrecut decât o Dacia de un Bugatti. Mai inexistent decât o medie de 10 pe tot an. Praf, ce-ți mai? Kendamaua. Prost. Ești prost, să mor eu. Bă, vreau mai multe comentarii negative, stai așa. Sunt căzut, dar te-ai luat după Hymen. Ai copiat de la Hymen câteva părți. Comentariul tău m-a făcut să strănut. A copiat video-ul lui Hymen. Mamă, stai prost rău, eu copiat video-ul lui Hymen. Într-adevăr, e un tâmpit, dați report. Eu și eu i-ar da report. Dar bine, serios, chiar m-am supărat. Sunt prea multe de genul ăsta, nu merită. Mă fac să strănut comentariile astea, adică... Serios. Cât tot duram? Cam asta a fost videoclipul. Am ce-ți mai zic acum la final că chiar n-am ce. Iar zic eu că postez nu știu cum, nu știu ce, dar nu am timp, am și mă rog. Sper să ne vedem cât mai repede, bă, șacalilor. Facebook, Instagram, Snapchat în descriere. Și vă pupă copii ator. Pa, bă! Am scris multe versuri, chestii treste, în limbaj sudic, nordic, estic, vestic. Nu, n-ai înțeles nimic. Ambiții prea mari distrug presupuși oameni mulțumiți. Voi ăștia habar n-aveți. Plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și Dorel, rupe.